carnaval și m-aș bucura să credem asta și să trăim așa. Bun, da, mi-ar plăcea să fie așa și cred că este. Pentru unii. Pentru toată lumea. Doamne ajută! Da. Unde mergem? Nu merg, vin de la un curs de grădinărit. Am plantat iris și am citit că este o floare fragilă, la fel ca mine. Și poate să fie chiar tare supărat dacă nu este îngrijit cum trebuie și nu-i acordă destul atenție. Dar dacă nu e îmbrăcat și învelit și cultivat cum trebuie, crezi că se supără irisul? Da. Se supără. Se. Păi ar trebui și tu să fii mai supărată în cazul ăsta. Să fiu supărată? Zic... Nu deocamdată, deocamdată nu. Deocamdată ne menținem optimismul și starea de bine. Raluca, uite, deocamdată vorbim despre colegele tale. Ia spune-mi, sunt arogante fetele care sunt de la început în competiție? Fac asta, că n-avem ce căuta aici. Oricum, fetele de la început câștigă deja. Da, da, mă. Supărăție pe noi. Au dat niște bani, au primit niște ținute pe umeraș și aia a fost. Câte din ele au muncit? Pe bune. Hai să cu munca asta. Și noi am fi muncit în continuare dacă am fi rămas. Plus că e un dezavantaj, e un handicap din start. Ieși, sau cum am intrat eu pe parcurs. Da, da. Am intrat pe parcurs, normal nu mi-a dat nimeni, n-a dat nimeni doi bani pe ceea ce fac eu. Sunt destul de arogante și au impresia că ceea ce au făcut până acum a fost munca lor pe, în totalitate, pe deplin, dar nu este așa. Au fost simple umerașe de cele mai multe ori. Oh! Dar care sunt fetele care sunt de la început în această competiție? Ia să suntem vedem. Doar trei. Irina, Nadina și Corina. Simple umerașe? Da, bineînțeles. La ele te-ai referit? Sigur că da. Wow. Ați rămas, sunte șocate, ați rămas mute de uimire. Da, nu, e nu n-au ce să spună pentru zice... că ăsta e adevărul și n-au cum să se apere cumva. Nu, dar nu e prima dată când se zice o chestie de genul acesta. Deja cumva auzul este obișnuit cu asta. Și nu vă mai afectează, nu vă mai deranjează? Nu. Ah, perfect atunci. Adică asta nu înseamnă că suntem de acord. Eu vorbesc din numele meu, eu nu sunt de acord în totalitate. Nu, clar, nu. Dar când auzi de 150.000 de ori... Nu-ți mai pasă? Cumva nu, pentru că eu știu ce... De exemplu, eu știu cine sunt, eu știu ce fac, cât muncesc... Cât de greu mi este și ce spune Raluca nu contrazice absolut deloc ceea ce fac eu. Corina, Nadina? Am mai zis și mă repet, am mai zis de 100.000 de ori. Eu fac lucrurile singur în competiția asta. Puteam să apelez la un ajutor dacă voiam, avem banii necesari ca să facem asta. Eu am ales să nu fac asta. Eu sunt singură în competiția asta. Mie îmi place ce fac. Poate asta spui de fiecare tu, Corina. Dată. Normal, nu pentru că trebuie să te aperi. Asta spun toate oricum. Adică nu că nu cred. Da, degeaba spune orice că... Ce vrei, Raluca, nu știu, pare că nu mai ai subiecte cu care să rămâi în competiție. Nu e adevărat, pentru că nu pe asta. Whatever. Ok, bine. Linca, dar pot să întreb eu ceva pe Raluca? Te rog. Cine este arogant? Cine este arogant? Uite, de data asta nu mă refer la tine, tu nu ești arogant, mă refer la Nadina și Corina. Pentru că pui cumva... tot la un loc. Nu, și nu, la tine nu m-am referit în cazul ăsta. Poți să dai exemple, Raluca? Sau ce înțelegi tu prin aroganță, în sigur general? Sigur că eu pot da exemple și înțeleg foarte multe prin aroganță. Spre exemplu, mi-amintesc bine când mi-ai spus că... De fapt, când ai spus nouă că nu avem ce să căutăm în această competiție odată ce am fost eliminate. Nu ți-am spus că nu aveți ce să căutați, am spus că este nedrept. Înțelegi diferența între a spune nu este corect și nu este drept? Ai spus-o în așa fel încât să se înțeleagă că nu avem ce căuta în această competiție, nu spus decizia asta. Nu am spus că nu aveți ce să căutați în această competiție, nu eu fac regulile jocului. Eu nu mi-aș permite niciodată să spuneți pe cineva că nu are ce să caute într-un loc sau că nu este suficient de bun să facă. Din contră, este fix contrariu la ceea ce eu încerc să spun, să le transmit celor de acasă. Și au existat mai multe lucruri. Indiferent ce li se spune, ei trebuie să creadă și să-și asculte simțurile. Nadina, tu ți-am zis, ai venit ca un numeraș aici, pretins că asta crezi cine tu, știe ce citate motivaționale prezint și inspiri pe cei vreau... de acasă pentru că altceva nu faci. Pentru că impres... eu îmi doresc de fiecare dată când apar aici, dacă tot avem această șansă de a putea să discutăm cu cei de acasă, îmi doresc să le transmit ceva. Este alegerea mea ce vreau să le transmit în fiecare zi sau... Pur și simplu, este alegerea mea. Nu asta este tot ce faci, nu-i așa recunoști? Doar pentru asta ai venit cum aici, să fie tot ceea citate. Ce fac? Eu nu fac gali, eu nu mă îmbrac, eu nu fac nimic. Păi eu nu te îmbraci tu. Dar tu de unde știi, Raluca, faptul că Nadina? Adică de ce ești așa de sigură pe tine? Din anumite surse și e evident. Nu reușește să se îmbrace singură atunci când merge în ritaci. Eu cred că am încercat de fiecare dată. Da, de fiecare dată. Mereu mi se spune... Câte trei perechi de bluși, nu-i așa? Raluca, eu...
Nu știu ce vrei tu de la mine sau ce vreau nimic de la tine, dar... Păi, eu nu am venit aici să spun că eu sunt vreo mare expertă modă. Nu am venit aici să spun că eu sunt stilistă, nu am venit aici să spun că câte cunoștințe știu eu despre styling și cum mănânc eu în fiecare zi revistele de modă pe pâine. Hai să fim serioși. Nu am venit să fac lucrul ăsta. Având am în vedere că prezinti niște ținute foarte bune, ar trebui să... Care foarte bune, Raluca? Că iau din joi în pasteluțe. Care foarte bune? Nu vorbim de săptămâna aceasta. Care săptămâna aceasta? Că de 3 săptămâni nu mai am nicio steluță. Crezi că nu vorbește despre una. A fost o singură, cred că două săptămâni au fost. Da, nu e adevărat, Nadina. Ai avut ținute foarte bune pe care tu nu ai fi știut niciodată să le faci. Și pretinzi că știi cumva ce înseamnă stilul. Ok, este un cumul, un tot, dar contează și stilul vestimentar pe care tu nu-l ai. Eu zic să te concentrezi asupra ceea ce eu mă concentrez asupra mea, eu știu cum îmbrac, poate nu prezint ținute extraordinare sau bune în această emisiune, dar eu știu ce pot cu siguranță. Dar știți, fetelor, că toate v-ați luat de mine și de mesajele mele, dar de când am intrat în această competiție, toate mi-ați copiat felul de a vorbi cu publicul și toate ați încercat. La ce te referi? Toate ați copiat, de la Alexandra... Eu ce am copiat? Spune-mi punctual. Tot, uite, și acum Alina mai nu are am mesaje punctual către public. Ce am copiat eu? Ei, da, păi ziceți că nu contează, dar ați văzut că... Nadina, ți-am adresat o întrebare. Ce am copiat eu? Spune-mi punctual acum, ai spus toate. Ce am copiat eu? Faptul că vii aici în această competiție și încerc să... Vin și te copiez pe tine. Sunt aici pentru că vreau să... Am un model în viața, acela este Nadina și vreau să o copiez. Nu-i așa? Am spus că sunt modelul tău, dar deja... Dar ținuta cum arată, Irina? Un număr se duce în jos, unul într-o parte, unul într-o parte. Un număr? Da. Unul stă mai fix, unul stă așa. Materialul rochiei nu-mi place neapărat foarte mult. Batista, eșarfa nu se potrivește cu sandalele. Nu se potrivește cu sandalele eșarfa? Nu. Și acel pandativ la gât sau ce vrea să fie bijuterie, la fel, nu-mi place. Nu-mi place cum ai pus în acest context toate piesele. Mm-hmm. Și cred că te-ai machiat prea strident și nu ai geantă. Da, opa, mulțumesc. Mulțumesc și eu, Irina. Acum în fața juraților, Raluca, te rog. Bună! Bună, Raluca! Eu nu aș vrea ca tu să rămâi doar acea fată foarte frumoasă de la vrea, pentru că m-am Bravo de acest stil. Complimente. Pentru că, da, nu e un compliment gratuit, e un compliment adevărat. Atunci să spunem de azi că ești boxă. Da, dar, mult mai bine. Din păcate, singurul lucru pe care eu unul am să ți-l spun este că ești foarte frumoasă și atât. Îți va folosi asta în viață, dar nu la o emisiune de stil. Mai puțin. Ba, cu siguranță, dar nu la o emisiune de stil. Pentru că tu, ce ai făcut în ultima perioadă, denotă lipsă de stil. Exemplu, astăzi, nu-mi place nimic, piesele nu le-ai combinat ca lumea. Într-adevăr, nu știu, tu ai spus, una din fete, rochia este construită foarte prost. Știi, un ochi râde, altul plânge. La tine un număr plânge, altul râde. Este hăisită rochia. Accesorii nu ai. Ca să nu mai vorbim, regula de bază, poșetă, da, geantă, cum vrei să-i spui. N-am ce să spun, aș vrea să măcar spre final, că mai ne apropiam de final, să demonstrez că e și frumoasă și cu stil, că e păcat de tine. Mulțumesc, Cătălin. Băi, eu nu înțeleg altceva ce se întâmplă cu tine. Ai intrat într-un fel în această competiție, cu niște ținute sexy, cu o prezență viva, nu știu, tonică, băi, aveai efervescență. Ai început să te băbești, nu să te babifici, că babificare una, ce faci tu este băbeală. Te tot legi la cap cu tot felul batit de șarpe, pui tot felul de rochii de astea de mamaie. Dar rochia nu e de mamaie. Măi, n-ar fi de mamaie dacă ai fi pus-o într-un context cu lănțicul ăla la gât, la gât, cu pandantivul ăla galben. Eu n-o să înțeleg, deci este urât din toate pozițiile. Poți să le iei să-l arunci de pe acum. Șarfa aia poate să fie frumoasă la viața ei, dar nu are legătură cu nimic, așa cum a spus și Cătălin. Sandalele iarăși pot funcționa, dar n-au legătură cu ținuta. Măi, dar nu e vorba despre asta, este vorba despre tine, Raluca. Cum adică tu nu vrei să fii ținută de concurenți, de public minte, dreptura dintre concurentele frumoase? Băi, ba da, mi-ar plăcea să fie așa, doar că n-aș vrea să fie doar asta. Păi, dar asta doar spune. Asta e, tot pentru mai. Că nici, da, nu vrei să faci așa fel încât să-ți spui măcar frumusețea în valoare? Ok, nu poți să faci mare styling, am înțeles. Bă, dar măcar fie o superbitate aici, să ne lași cu gura căscată. Ia uite, domne, cât de frumoasă. Așa ce vedem. O fată frumoasă care se băbește, nici măcar cu stil. În regulă.
Pandantivul ăla poartă-l și tu peste o maletă cărămizie într-un styling 75. Deci auzul aruncat, deci. În niciun caz, păi nu, e urâțel. Dar peste o maletă cu niște jeans evazați, adică într-o șaptezeacă cu niște ochelari, Farrah Fawcett, ai putea să mai faci ceva. Dar niciun caz cu rochia asta. Plus că n-ai făcut un styling și mai mult de atât, mi se pare că ai ales elementele foarte nepotrivit. Eșarfa, sandalele, pandantivul, pentru că doar asta ai. Adică pe rochia asta ori făceai un cocktail, ori făceai o cununie civilă, ori făceai un all white. Tu n-ai făcut nimic în toate astea. Hai să vedem, păi, calificativele ce pentru facem Milinca aici? Păi dăm calificative, ce să facem? Aoleo, trei. Trei dintr-o lovitură, Raluca. Da, asta este, mulțumesc din nou pentru sfaturi. Am avut o săptămână îngrozitoare și îmi doresc să votați 1 la 1206 dacă voi considerați că am ce căuta în această competiție. Mulțumesc. Mulțumesc.